Cu ghiozdanele în spate și cu flori în mâini, sute de elevi s-au strâns în această dimineață în curtea școlii numărul 1 Sfântul Gheorghe. Plin de emoție erau și părinții sau bunicii care îi însoțeau pe micii școlari. Cu toții au asistat la slujba de binecuvântare oficiată de părintele Nicușor Puflea și la urările adresate elevilor la început de an școlar. Ne întâlnim iată din nou în curtea școlii, care an de an devine tot mai aglomerată, dar mai caldă, mai primitoare, inclusiv datorită dascălilor care cu trudă și migală se apleacă mereu asupra sufletelor de copii spre a le modela, spre a le îmbogăți. Dragi părinți, avem dorința tot mai aprigă de a vă vedea cât mai des în școala noastră, care este deopotrivă școala copiilor dumneavoastră. Emoțiile elevilor la regăsirea cu colegii și emoțiile noastre ale tuturor cu privire la începerea noului an școlar sunt deosebit de profunde și îmi dau posibilitatea de a ura elevilor să aibă parte de un an rodnic, plin de bucurii și realizări, iar dumneavoastră, părinților, să vă bucurați de copiii dumneavoastră, pentru că aici, în școală, găsesc educația de care ei au nevoie să se formeze ca adevărați oameni, adevărați giurgiuveni. Aceeași agitație și la școala numărul 2 Mircea cel Bătrân. Și aici, ca și la celelalte școli gimnaziale, cei mai emoționați au fost de departe copiii care au început cursurile la clasa pregătitoare. În ce clasă ești tu? Zero. Zero? Și cum te simți în prima zi? Foarte bine. Știi ce vei învăța tu aici la școală? Da. Ce vei? Toate. Cam ce? Vei învăța să scrii? Și să citesc. Da, îmi place mult. Asta zero. Asta zero? Și ce vei învăța tu aici în clasa zero? Vei învăța să scrii? Cum te simți în prima zi? Bine. Te-ai cunoscut colegii? Mhm. Mai cunoști așa din ei? Da. Ce vei învăța aici, știi? Să scriu. Te-ai cunoscut toți colegii? Da. Și cum ți se pare? Frumos. După 3 luni de vacanță, elevii Colegiului Național Ion Maiorescu s-au întors astăzi în bănci, plini de entuziasm și cu multe așteptări de la noul an școlar. Din cadrul festivității de deschidere nu a lipsit slujba de binecuvântare oficiată de părintele Tudor Georgian și urările autorităților locale și județene. Aș vrea să urez un bun venit noilor veniți în Maiorescu, să le urez succes și un bine ați revenit celor care au fost și în anii precedenți în acest liceu. Trebuie să fiți mândri că sunteți elevi ai acestui liceu, cel mai bun liceu din toate timpurile, aș putea spune, cu mândrie de altfel. Nu o să uit niciodată că am fost elevul acestui liceu. Voi contribui alături de autorități la sprijinirea tuturor unităților de învățământ din municipiu și județul Giurgiu. Vă urez succes în noul an școlar, să dea Dumnezeu să fiți continuatorii la ceea ce s-a făcut bine în orașul nostru, în școala noastră. Mi-aș permite ca pentru un nou început de an școlar să vă dau câteva sfaturi. În primul rând, părinților, să aveți grijă de copiii dumneavoastră și să nu lăsați ca altcineva să vă ia locul în inima lor și în sufletul lor. Pentru elevi, să aveți grijă de părinții voștri și de profesorii voștri care vă sunt ca și părinții voștri. Și pentru profesori, ca întotdeauna să facă doar ceea ce este bine pentru elevi și să le dea sfaturile cele mai bune în viață. Elevii vor merge la cursuri până pe 18 decembrie, după care se vor bucura de 3 săptămâni de vacanță în perioada sărbătorilor de iarnă.